frumoși și extrem de talentați prichindeii de o șchioapă au urcat cu emoție pe scena Casei Tineretului. Îmbrăcați în straie populare, cu basmale pe cap și opinci în picioare, micuții au cântat și au jucat, spre deliciul celor prezenți în sala de spectacole. Ei sunt dovada vie că folclorul românesc este iubit și îndrăgit la orice vârstă și că va dăinui în timp. Oaspeți de seamă a acestui festival de cântec și joc popular au venit de la Cernăuți. Nu este pentru prima dată când ne onorează cu prezența. Au venit copiii de la Cernăuți cu mare plăcere la acest festival pentru că au auzit de la colegii lor, cei care sunt mai mari de acum, că aici sunt oameni primitori, sunt organizatori foarte buni și nu în ultimul rând se pune preț pe calitate și valoare. Atât timp cât există așa oameni, cât există copii dornici să studieze folclorul, cântecul popular, care sunt dornici să cânte în scene și să bucure inimile părinților și a celor din preajmă, acest neam are perspectivă, acest neam are viitor. Festivalul de muzică populară Cânt și Joc Moldovenesc a ajuns în acest an la cea de a șasea ediție. Ne bucurăm că am reușit și în acest an să organizăm a șasea ediție a Festivalului Cânt și Joc Moldovenesc. Ne bucurăm de oaspeți dragi din Ucraina care au venit astăzi la noi. Ne bucurăm de o participare numeroasă a copiilor din județ la acest festival.